Bună seara, dragi telespectatori! În această seară vom vorbi de cultură și nu despre orice fel de cultură, ci despre acest gen de cultură. Revista se numește Manifest Românește și primul număr a apărut undeva prin 2018, dar despre asta o să ne vorbească concret și invitatul meu. Vreau să spun altceva. În momentul în care ții o astfel de revistă în mână, te gândești că, până la urmă, cultura românească mai are încă speranțe de a rezista și de a fi în picioare așa cum a fost atâtea secole. Și am să-i spun bună seara invitatului meu și am să-i spun bună seara lui Ștefan Paraschiv. Bună seara, mulțumesc de invitație. Ștefan, hai să discutăm puțin în primul rând despre tine. Cine este Ștefan Paraschiv? De unde vine și ce face? Dacă aș fi știut cine sunt, nu m-aș mai fi apucat de scris sau n-aș mai fi făcut nimic în fond. Sunt un urmaș, să zic așa, de Răzești, venit de la Constanța, născut la Pitești, îmbătrânind la București, cu ceva sânge și de prin Ardeal, și care a simțit mai întâi o nevoie de apărare firească a ceea ce trăiește și apoi și de unire a celor din jurul său care au aceleași valori. Așadar, sunt un astfel de om care a simțit toate acestea și care n-a mai putut să tacă. Asta e foarte important, că n-ai mai putut să taci, pentru că, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, cu tot respectul cuvenit, noi și voi încă nu suntem generația tânără care trebuie să nu tacă. E foarte greu să vorbim de diferența între a tăcea, a manifesta, iată cum spuneam, și a striga lozinci, cum e la mod acum, ca să nu taci, să spui lozinci. Eu cred că e mult mai trainic să găsești prin spirit, prin cultură, niște afinități, niște percepte. Percepte, da, niște uniri și niște uniuni între, de ce nu, cei care reprezintă elita fiecarei generații, decât să ne adunăm ca la un semn, ca la un event pe Facebook, nu? Și să ieșim să facem circ, scandal, zgomot, pentru că așa vrem noi, într-un spirit de agregare. Am considerat că ceea ce este trainic trebuie să ne unească și, nu mă fer să o spun, noi am și pus-o pe una dintre copertele unei reviste. Noi continuăm spiritul naționalist al studenților, bineînțeles, de care vorbea Țuțea, și care trebuie să animeze pe studenți, trebuie să animeze fermentul cultural și nu ne ascundem de lucrul ăsta. Am avut, într-adevăr, de pătimit. Da? Cum a plecat grupul ăsta de tineri? Cum ați plecat la construcția acestei reviste? Eu, repet, am în mână numărul 1, e dar de atunci... Pe, 1 pe 2018, exact, exact. De numărul 3 în total, primul număr a fost în 2017. Cum a fost construcția acestei reviste? Ea a avut un număr pilot, să spunem, la Constanța, cât încă eram la liceu, și atunci încercam să combat tendința proastă din învățământul preuniversitar de a lăsa ceea ce se cheamă științele umane sau filologia, limbile străine, istoria și așa mai departe, de a le lăsa undeva la colț sau de a umple cu altceva. Cu alții mai puțin pregătiți acele clase și de a aloca toate resursele, toate energiile și cei mai buni profesori pentru matematică, biologie și așa mai departe. Și atunci am pornit la aduna ceea ce s-a numit un număr pilot. Ajuns la București, am găsit o plajă mai mare, o plajă națională, și a pornit cu studenți de la Facultatea de Drept a Universității București. S-a dezvoltat cu studenți din alte facultăți de la Universitatea București, din alte universități din București și din țară, invitat, să spunem așa, și legitimând această generație prin afinitățile, prin legătura firească pe care o are cu marile personalități din trecut, să mergem mai departe, să ducem mai departe cultura română.
Eu cred că ceea ce fac eu, de exemplu, dreptul este o parte integrantă a culturii, nici nu s-ar putea altfel. Da, da, da. Uneori mă simt constrâns, nu? Când, mă rog, chiar oameni din poziții de decidere, din păcate, spun că dreptul ar fi o analiză, o interpretare a legilor, este fals. Alții, la fel, de la teologie, de la istorie, de la filologie, încă, deși, repet, corpul profesoral după 89, paradoxal, a fost, mă rog, vulgarizat într-un fel, da, ca în anii 50, deși cu timpul până în 90 se instaurase oarecare ierarhie, oarecare merit, și la alte facultăți, spuneam, mai sunt tineri care caută extraordinarul, caută valoarea, caută esențele și ne-am adunat cu toții, unii pe partea de scris, de condei, unii pe partea de fotografie, de grafică. De grafică. Și au ieșit până acum 4 numere de care sunt mândru, nu că aș fi coordonat. Ci de calitatea produsului în final. De calitatea produsului și iată că se poate spune că prin oameni noi, deci mă feresc de teme, are o rezonanță așa. Da, urâtă, dar da, până la urmă asta e realitatea. Da, oameni, cum să spun, prin români. Exact, până la urmă despre asta vorbim. Care nu au avut legătură, nu au niciun fel de legătură cu ce s-a petrecut, mă rog, înainte, în regimuri condamnabile, duce mai departe esențialul în cultura română și am acest orgoliu să spun că prin personalitățile pe care le-am avut invitate în rândurile revistei și unele dintre ele formând senatul, mergând din număr în număr cu ele, avându-le alături, avem o carte de vizită extraordinară și putem spune că suntem niște discipoli fericiți. Hai să vorbim despre, apropo că ai spus, despre invitații din paginile revistelor de până acum, celor 4 numere pe care le-ai făcut. Care le-ați făcut, da. Așa este. Hai să vorbim despre ei și să-i enumerăm, pentru că lumea trebuie să știe de fapt că această revistă Manifest Românește este într-adevăr o revistă, așa cum și spune, revistă de artă, cultură și istorie românească. Și o să vedeți despre ce este vorba. Am să te rog să spunem cine sunt cei pe care i-ați avut în pagina revistei. În primul rând, structura revistei este una deja consacrată. Există un dosar la mijlocul revistei care reunește informații inedite, fotografii inedite, da. Opinii deosebite despre respectiva personalitate, iar restul revistei este împărțit, disputat între personalități care scriu, efectiv, și noi, tineri. Primul număr, dosarul, a fost dedicat lui Adrian Păunescu. Am avut contribuția fiului Andrei Păunescu la primul număr. Al doilea număr a fost dedicat Vulpeștilor. Uh-huh. A fost un număr la 85 de ani aniversare Ileana Vulpescu și, din păcate, la 5 ani de când murise Romulus Vulpescu. Scriitor, o personalitate pe care eu o simt foarte aproape și cred că ne-ar fi fost foarte aproape, a fost foarte prezent alături de noi în acest demers. Și chiar v-ar fi susținut acerb, așa cum acerb a fost domnia sa în trecut, când era vorba de cultura românească. Așa e, și ar fi fost, da, într-adevăr, da, un om care nu s-ar fi cotit, pentru că, fac o paranteză, mulți intelectuali pe care îi stimez, din păcate, au căpătat acest gust de clan, de club restrâns, și nu-și dau seama că fără aș perpetua opera care a unora este deosebită, au perpetua către tineri, către cei care o pot duce mai departe, chiar au îmbunătăți, la un moment dat vor fi uitați. Așa este. Și aș putea numi academicieni sau oameni cu care am avut discuții despre reviste și despre ceea ce vrem să facem, ceea ce facem, iată, și care, din păcate, au rămas inerți. Acest militantism național ar fi fost considerat prea excesiv. Prea excesiv, să spunem, ar fi fost considerat chiar cerând efort. Cerând prea mare efort, ca să fiu elegant. Mă rog, a avut partii pe chiar cu
cei care scriu în această revistă, ceea ce nu este exclus. Numărul 3 a fost dedicat României Mari, cel pe care îl ai acolo, și a reunit în dosar 4 personalități din domenii diferite al de culturii umaniste care au trăit în acea perioadă. Ileana Vulpescu, literatură, Constantin Codrescu, teatru, Alexandru Surdu, filozofie, spiritualitate și Nicolae Volonciu, drept. Iar a patrulea numără dosarul dedicat maestrului Constantin Codrescu la 87 de ani, a venit ca o nevoie, ca și la celelalte, bineînțeles. Toate au fost o nevoie, dacă stăm să ne le luăm așa. Da, da. Nevoia de superlativ în teatru, cum a fost nevoia de superlativ în literatură, la celelalte. Noi nu mai avem, eu nu contest că pot să existe scriitori buni, scriitori sau actori. Foarte buni. Foarte buni încă n-am văzut. Să spunem că acceptabil. Dar nu mai avem acel gust pentru vârfuri, pentru, de exemplu, cum povestea maestru Codrescu, când ieșea vraca pe stradă și toată lumea scutea pălăria. Da, și trecea pe lângă el și îl saluta cu reverență. Saluta și mai aștepta 3 minute să-l observe, așa, să-i observe spatele. Da. Nu mai avem gustul ăsta pentru mari personalități, nu mai avem... Poți să te întreb de ce? De ce nu mai avem acest gust sau acest cult al personalităților marcante din cultura românească? Nu mai avem. Eu cred că omul e o ființă cu o nevoie ontologică de ierarhie. Un individ plasat într-un domeniu simte organic că cineva e mai bun sau cineva e mai slab. Eu cred că noi ne putem da seama foarte ușor cine e mai bun ca noi sau cine e mai bun într-un anumit domeniu sau cine e cel mai bun până la urma urmei. Numai că ne e greu să recunoaștem, s-au liberalizat nu numai prețurile gazele, ca să fim, să nu spunem că s-au furat de-a dreptul, s-a dat liber la toate. Da, toate, s-a dat liber și la contesta sau a contesta chiar realitatea, chiar evidență, că cineva e cel mai bun. Am avut o discuție chiar cu un coleg care scrie în revistă înainte să apară cel mai recent număr și a spus, dar nu crezi că ce ai anunțat, ce am anunțat, mă rog, ceea ce am redactat eu, că îl sărbăm pe cel mai mare actor în viață, Constantin Codrescu, e excesiv, pentru că unii s-ar putea să se gândească că e altcineva. Și am spus, dar nu crezi că faptul că tu contești. Nu, contești sau că tu nu cunoști activitatea lui Codrescu, te face să spui asta, sau pentru că alții sunt mai mediatizați sau excesiv mediatizați în scopuri uneori comerciale mercantile. Sau paralele cu domeniul lor. Politice, ce să mai vorbim. Nu crezi că asta te face să contești ceea ce spun eu? Așa a fost și la Vulpescu, așa a fost și la alții care scriu în revistă. Doamna Vulpescu, mi-e rușine să o spun, cea mai mare scriitoare a noastră de după război, pentru că și-a păstrat stilul intact, fără compromisuri, dar acel stil întotdeauna a spus, aceste opere, în acest stil, le-a întors întotdeauna publicului. Și asta a fost garanția succesului. Până la urmă. Da. Alții s-au închipuit în turnul de fildeș imaginare. I-am văzut cu toții ca pe niște împărați și împărătese goi și goale. Și cam atât. Da, apropo de culme, că tot am vorbit acum de Ileana Vulpescu și cu această ocazie vreau să o salut și eu încă o dată, să-i spun mulțumesc pentru cărțile pe care le-a scris și pe care eu le-am citit de când eram copil. De curând, în cadrul emisiunii noastre, chiar am avut pastila poetică dedicată maestrului, așa îmi place mie să-i spun, maestrului Romulus Vulpescu. Și mă bucur foarte tare că, iată, încă o dată discutăm despre domnia sa și despre opera doamnei Ileana Vulpescu și a domnului Romulus Vulpescu. Întorcându-ne la cel mai recent număr al revistei, cel la care ne-am și cunoscut la lansarea lui, apropo de maestru Codrescu, și fac o confesiune. E un moment în care am decis să fac ceea ce îmi place, să fac radio. Dânsul, așa cum i-am și spus de altfel și maestrului, a fost unul dintre motivele pentru care eu m-am apucat de acest lucru. Care a fost motivația ta, lăsând la o parte toate argumentele pe care le-ai adus până acum, care a fost motivația ta personală de a îngloba, dacă pot să spun așa, în paginile unei reviste de, hai să spunem, 80 de pagini, toate cunoștințele tale din punct de vedere cultural, ale culturii românești, și toate
dacă vrei să spunem așa, pildele pentru generațiile tinere? Motivația ta personală? Sigur, e un simțăcut al morții, nu? Al extinției, care îți spune că trebuie să lași ceva în urmă. Cred că am făcut-o și juridicește vorbind să nu mi se impute cândva că eu n-am făcut, că eu am tăcut și eu, m-am complăcut și eu, aș fi parvenit și eu la un moment dat. Și acest manifest care, iarăși, unii nu înțeleg că a manifesta, eu manifest, eu una și eu manifestez altceva. Alții manifestează cu... Și nu înțeleg de ce manifestează. Cu steaguri și lozini și pancarde. Și noi manifestăm niște sentimente, niște stări, niște trăiri accentuate, profunde, față de națiunea noastră. Nu avem nimic cu nimeni, nu iubim pe alții la fel de mult și... Mă întreb de motivație. Cred că e mai mult decât motivație. E o pornire, e un instinct, e o durere și e o, vorba lui Păunescu, o declarație de dragoste și o declarație de război. Așa este. Pentru fiecare. Pentru maestru Codrescu am închipuit ceva deosebit. Până atunci lansasem revista la Muzeul Literaturii Române, sub egida căruia apărem, redactăm această revistă. Am vrut la maestru Codrescu să fie un spațiu în care se simte bine. Un spațiu în care aseabă confortul acela pe care l-a avut atâția ani de zile pe scândura unui exact, teatru. Exact, de aceea am făcut-o la lansarea la Teatreli, a fost o colaborare extraordinară, ne-am bucurat că tinerii sunt băgați în seamă. A fost și un joc de conjuncturi, de ce să nu spunem, dar Dumnezeu a ținut cu noi și mi-a plăcut. E poate mai mult decât bucuria echipei, poate e o bucurie mai mult personală, că maestrul s-a întors pe o scenă, că a fost din nou protagonistul unui spectacol, pentru că până la urmă a fost un spectacol. A fost un spectacol. Când va apărea următorul număr, dacă poți să ne spui, bineînțeles, și care este conținutul acestui nou număr? Revista sub această... Titlul e tautologic într-un fel, nu are ideea de cultură românească și de cultură umanistă în mai special spus, pe care o promovăm noi, conține trei elemente, să spunem, artele, literatura, teatrul, fotografia, etc., istoria și dreptul. Bineînțeles că nu e loc într-o astfel de revistă, nu e nici cadrul, nici nu am intenționat asta să facem studii de drept, savante, istoria teatrului, știu eu, studiu istoric. Nu. Sunt eseuri, sunt manifestări despre, să spunem, cu un subiect central, dar o manifestare, să spunem, personală a scriitorului, a redactorului, în concordanță, în dialog cu ilustrațiile, care joacă un rol foarte important. Următorul număr va întregi această idee de cultură, va fi dedicat dosarul, sperăm, să lucrează în considerarea faptului că va împlini 80 de ani profesorul Nicolae Popa, fost președinte al Curții Constituționale, al Înaltei Curți, profesor de teoria generală a dreptului, o somitate și un om de cultură dincolo de orice, un om extraordinar. Și tematica, pentru că dosarul e o parte autonomă, tematica va duce înspre aceste idei, drept, dreptate, justiție, dar nu se va cantona acolo, nu vor fi articole doar despre, vor fi despre altele. Da, X despre justiție. E un număr mai dificil, ne apropiem de sfârșitul unei prime serii, să spunem seria Personalități, pe care am inițiat-o la Manifest Românește. Fiecare dintre noi de acum se apropie de sfârșitul facultății și va trebui să-și pună un rost pentru următorul pas, pentru următoarea etapă a carierei. Bineînțeles că noi nu ne îndepărtăm unii de alții, dar căutăm să facem lucrurile pe segmente și poate într-un viitor să le permanentizăm, pentru că revista, iată, apare din jumătate în jumătate de an. Și asta tocmai datorită faptului că există foarte multă muncă în spate, foarte multă documentare, lăsând la o parte partea de eseistică. Adică trebuie să recunoaștem că să ții o revistă de calitate în picioare, la nivelul la care voi vă propuneți să o faceți, îți trebuie într-adevăr foarte mult timp ca să muncești la ea. Nu poți să o faci după o zi pe alta sau după o lună pe alta, că nu ai cum.
Și atunci e foarte bine, zic eu, că lumea așteaptă, cei care știu deja revista și o așteaptă, știu foarte clar că durează într-adevăr o perioadă de timp. Dar în momentul în care iau în mână o astfel de revistă, din toate punctele de vedere, calitatea este acolo unde ar trebui să fie. Este. N-am făcut niciodată rabat la ceea ce înseamnă. Toată lumea a fost tipărită pe tipar clasic. Da. Acum, din ce în ce mai rar, sunt tipărite digital. Am văzut la primul număr cum se lucra pe planșe mari, erau lăsate la uscat. A fost un lucru interesant prima dată când am dat primul meu bun de tipar. Cine nu participă la lansări, este într-adevăr mult mai greu după lansare. Da, să mai poți, se limitează. Se limitează și cele mai multe sunt trimise la biblioteci universitare, de facultăți din țară. O poate găsi pe internet, este pe pagina de Facebook a revistei, sunt toate cele patru numere integral, gratuit. Și nu pot să spun decât că așteptăm din ce în ce mai mulți oameni, sau cum place să spun, tineri de toate vârstele, la manifestările noastre, pentru că noi mergem până la capăt și cei care ne cunosc n-au decât să ne iubească sau să ne urască profund. Așa este. Eu vă urez foarte mult succes de acum încolo și să de-abia aștept să pun mâna pe următorul număr la revistei care va apărea, din câte țineam, în septembrie. În septembrie. Da? Încercăm, să spunem, termenul minim e iunie, poate iulie, dar septembrie, octombrie cu siguranță. Ca target final. Bun, deci în septembrie, prieteni, promit că vă țin la curent și promit că am să vă mai bat la cap, să vă reamintesc faptul că se mai face și calitate în ceea ce privesc revistele din România în momentul de față. Eu îi mulțumesc lui Ștefan Paraschiv pentru aceste momente împreună și promit că nu scape așa ușor de mine, ne mai revedem. Iar vouă, dragi telespectatori, nu uitați, dacă nu vă readuceți aminte de cultura românească și de obârșia noastră, s-ar putea să fim blestemați să dispărăm ca nații, ceea ce nu cred că ne dorim.